Salarizarea României se situează pe ultimul loc din Uniunea Europeană, iar cei de la conducere se pare că nu acordă nicio importanță acestui lucru. Majoritatea zălăoanilor intervievați au mărturisit că problema se poate remedia dacă oamenii ar avea loc de muncă și ar fi mai harnici, pe când ceilalți susțin că acest lucru este imposibil în România. Bună ziua! Cum credeți că salarizarea din România ar putea ajunge la nivelul Uniunii Europene? Nu știu, mi-ați luat prin surprindere, dar cunoscând cât de când salariile, nu văd posibilitatea să ajungă. Numai dacă s-ar redresa economia și mai multă muncă din partea tuturor și dat statul de lucru de la mic până la mare, ca pe vremea comunismului fiertat, atunci văd, dar nu că chiulim tătă ziua. Chiar și eu sunt pensionară și de multe ori aș putea face mici munci, dar dacă n-am unde să-mi suplimentez pensia, dacă avem o pensie foarte mică după 40 de ani de muncă. Și chiar așa, că să mai facem ceva, să ne o suplimentăm sau cel puțin să muncească cine pot, dar totul numai prin muncă. Nu ne așteptăm la nimica de la toate guvernele care au fost și care sunt. Și partidele care sunt și la putere nu fac nimic pentru popor. Să ne dai un salariu mai decente și să pui mai multă bază pe plan, pe asta. Deci pe ce și mai mult. Ca să muncim, să avem locuri de muncă în primul rând, că dacă nu avem loc de muncă, deci nu avem de unde să pretindem să avem salarii și să ne plătească așa cum merităm, deci fiecare categorie de om, deci la locul de muncă, deci cum lucrează. De exemplu, eu lucrez cu copiii mici. Fac nu numai munca educativă, că fac și altă, deci educație, începând de pus pampersul până la copiii sunt, mergem și la toaletă, deci orice activitate, deci începând de primirea copilului până la plecare, deci și educatoarele sunt implicați în munca de educativă a copilului, să știți. Deci ar trebui un pic să se uită și cine nu știe că ce înseamnă să lucrezi cu om mic, să învețe și să-l prețuiască, deci munca noastră. Nu prea cred că o să ajungem. De ce? După cum e condusă țara, se poate. După cum vreau guvernanții ăștia, nu se poate așa ceva. Nu știu, aici niciodată n-a fost o viață mai bună. Numai în cazul unei creșteri a productivității, sigur, dacă s-ar munci mai mult, dacă poate și dacă patronii ar fi ceva mai generoși, în acest caz. Și dacă s-ar simplifica impozitele, că am înțeles că se plătesc o grămadă și nu e o situație aberantă raportat la celelalte țări europene. Tare greu. Nu s-ar putea numai dacă din conducere de sus dacă se pornește. Degeaba, noi tot vrem locuri de muncă, vrem să lucrăm, dar n-ai unde. Toate fabricile le închidem, toate tot ce a fost bun am distrus. Dacă se schimbă clasa politică. Dar atât? Toată clasa politică în integralitate. Da, asta nu știu, aici nu se poate în România asta. Dacă am fi noi mai buni, mai muncitori. Dar atât? Nu știu să vă spun altceva. Eu sunt pensionară și pe timpul ăla altfel erau toate în țara asta.